nepătruns, puterea de sus, a venit un copilaș. El s-a întristat și a strigat, cine e acest mare Goliat? Curaj de nepătruns, puterea de sus, de mine copilul e. Mulțumesc frumos, deci am primit primăvara și niște persoane dragi dumneavoastră, se gândesc la dumneavoastră și ne-a trimis cu acest dar frumoase un așa frumos tort pentru dumneavoastră care se va alătura ca simbol al dragostei ce vi-o poartă toți cei ce stau în spatele surprizei și un așa cutie frumoasă cu flori. Mulțumim! Mare drag! Dumneavoastră știți de la cine este surpriza? Cine a vrut să vă surprindă în așa fel deosebit? Cine poți fi decât copiii? Copiii. Pentru dumneavoastră avem și un mesaj frumos din partea lor. Ca acest gest frumos. Scumpa și iubita noastră mamă, într-o așa frumoasă zi de primăvară îți transmitem cele mai bune gânduri. Cât te iubim și vrem să fii fericită. Când tu zâmbești, zâmbim și noi. Când tu ești îngrijorată, suntem și noi. Vrem să nu ai niciodată motive să te întristezi. Bucuriile și veștile de bine să-ți bată la ușă mereu și să te bucuri și să râzi mereu. Ești ce avem mai de preț pe această lume și meriți din plin să fii fericită. Fie ca orice-ți dorești să primești de la viață, să ne rămâi mereu la fel de tânără și ambițioasă, puternică, curajoasă, amabilă și optimistă. Mereu găsești partea bună a lucrurilor și te apreciem enorm pentru cum faci lucrurile, cum gândești și pentru ceea ce ești. Ești o mamă eroină, o soție minunată și o persoană cu adevărat superbă și vrem să-ți mulțumim, dragi părinți, pentru tot să vă mulțumim. Vă mulțumim pentru că ne-ați crescut din răsputeri, ne-ați educat în cel mai frumos mod, ne-ați oferit sfaturi utile și ați fost mereu acolo pentru noi. Și sunteți acolo pentru noi să ne sprijiniți mereu și să ne oferiți o dragoste de părinți necondiționată. Vă vom fi recunoscători pentru totdeauna, vă iubim nespus de mult și ne rugăm Domnului să vă țină sănătoși lângă noi cât mai mult timp, că avem nevoie de voi, de sfaturile, de grijile și de iubirea voastră. Domnul să vă binecuvinteze cu multă sănătate, cu multă dragoste și respect toți băieții, toate fetele și ginerii, nurorile și nepoții voștri. Petronel și Tinuca, Maria și Petronel, Mitruț și Ramona, Nelu și Maricica, Ramona și Florin, Ileana și Florin, Emanuel și Genta, Mihai și Madalina, Rachela și Alex, Andrei și Anduca, David și Crina. Mulțumesc frumos! Și din partea noastră, numai bucurii vă dorim de la viață, să vă bucurați de familia frumoasă pe care o aveți. Și numai bine, să vă bucurați de o primăvară, cât mai frumoasă să aveți. Vă mulțumesc din suflet, vă mulțumesc din inimă. Felicitarea! Și dacă doriți ceva să le transmiteți cu drag. Da, eu le mulțumesc foarte frumos. Domnul să-i binecuvinteze pentru ăsta neala care a făcut-o pentru mama lor. Domnul să le răsplătească cu viață veșnică, cu pocăință multă. Îmi pare rău că nu sunt fie aici lângă mine. Îmi pare foarte mult greu. Dar cu ajutorul Dumnezeu va veni și vom fi împreună cu toții. Eu le mulțumesc mult, din suflet. Vă bucurați! Avem și o dedicație pentru dumneavoastră și desigur, de față, avem cineva care dorește să vă dorească ceva. V-a scăpat de tot ce-i rău și lăudă mere. Strige acum Israel, prea mărit să fie el. V-a scăpat de tot ce-i rău și lăudă mere. Tu vii împotriva mea cu scutul și sulea.
spune Domnul. Strige acum Israel, preamărit să fie el. Ne va scăpa de tot ce-i rău și lăudă mere. Strige acum Israel, preamărit să fie el. Ne va scăpa de tot ce-i rău și lăudă mere.